Vreau să le reamintesc partenerilor noștri că la anul simpoziul se va desfășura la Zorlen. Mă așteptăm. Sperăm că Zorlen merge centrala. Conform graficului ar fi trebuit ca și la Casa Corpului Didactic astăzi să meargă centrala. Să arăt, deci teoretic trebuia să meargă. Ea a fost terminată de acum o săptămână, dar de atunci încolo au apărut o sumă de probleme, nu stau să vi le scriu acum. Ultima este că am constatat că dacă pui mâna pe ceva la CCD, te curentezi. Așa că aveți grijă. Așa că am spus, aveți grijă, că ați spus colegilor, vă transmit și dumneavoastră, mai puțin cu atingeri, cu vedeți, că așa că nu se știe dispiciei voastre. Suntem în... Deci asta a fost ultima descoperire a brazului, aseară. O descoperire treaba asta, noi nu aveam de să știm. Am chemat și nește, dar încă mai suntem în... Sper că până la Crăciun să avem și mai tot. Noi suntem obișnuiți de repede, că se observă, avem... Toți care suntem de la CCD, că suntem mai subțiri așa, pentru că avem deja două săptămâni în care ne-am călit, ne-am obișnuit cu ideea că e bine și la frig. Relativ la simpozion, să știți că am să pornesc de la un lucru aseară și vreau să vă spun că nu vă țin mult. Aseară am fost ieri după amiază la gala premiilor Iegului Magister și am văzut acolo, am ascultat mai multe referate, mai multe alocuțiuni și un accent foarte mare se pune pentru modul de a învăța altfel de. Am văzut că un proiect foarte interesant de la Microsoft, proiect care își propunea să învețe copiii să programeze prin joacă. Da? Deci, prin un alt fel de mod de a propune învățarea. Cred că e o provocare și pentru noi, profesori, să încercăm să-i atragem. Am venit, de fapt nu eu, Colegiul Național Cuza Vodă, mi-a luat niște drepturi care nu s-a mele. Deci, Colegiul Național Cuza Vodă a venit cu un mod nou de a face fizică. Și o să vă prezinte doamna ingineră Popa câteva una, o să vă prezinte cu din cealaltă să vă descrie. Lucrări propuse ca temă pentru acasă pentru ele și o să vedeți colegii mei și cu mine inclusiv ce le dăm teme pentru acasă. Dacă vă așteptați la fizică să le dăm probleme, să știți că sunteți în eroare. Nu mai sunt la modă. Nu mai sunt la modă. Și elevii spun, dom'le, avem atâtea probleme, că ne mai dați și dumneavoastră probleme. Haideți să facem altceva. Și le-am dat să construiască. Ultima construcție a fost un submarin. Au venit într-o sticlă, o seringă și așa, și mi-au arătat cum funcționează submarinul. Am fost încântat. Era o singură problemă, bine, ei trebuie să-i accepți așa cum sunt. Mi-am spus, este o singură problemă, n-a reușit să etanșăm elicea și mai intră altă citare. Zic, nu e nicio problemă, este foarte bun, trebuie să apreciăm ideea. Și acum, ca să vedeți, este, eu aici v-am povestit asta pentru o concluzie, pentru o chestie care sunt ideea de gândit, asupra modului în care interacționăm noi cu clasa. Unul din elevi are media 6, celălalt are media 5. Și niște idei extraordinare. Oare nu cumva, până acum, prin modul
care am făcut evaluarea, am cam greșit cu ei, oare nu e o boală care se generalizează pe învățământul nostru? Și acești oameni cu idei multe, noi să nu știm să-i scoatem în evidență, să-i valorificăm? Mă întreb, eu mă întreb și m-am întrebat pentru mine, vă adresez și dumneavoastră întrebarea, suntem între colegi, trebuie să discutăm. Eu înțeleg că până la urmă ăsta e rolul unui seminar, să discutăm, să plecăm de aici cu, și cu ceva nou. Să mă duc să spun, domnule, la clasă aș vrea să aplic și asta. Practic, ăsta e și rolul casei corpului didactic, să facă formare. Eu sunt perfect de acord că trebuie să facem și acea formare oficială, cursuri, predare, așa. Dar poate să încercăm să facem și în ultimii ani la CCD să încercăm să facem și alte tipuri de activități. Să știți că e mai cald în sala asta decât în celelalte sală, pentru că am și o explicație, ieri a avut loc un cerc al profesorilor care răspund formarea în școli și au avut trei ateliere, au făcut, adevărat, s-au înghesuit aici și nu au avut ce să facă, erau vreo 40 de indivizi, era mult mai cald. Așa? Și au făcut altceva. Ateliere de lucru, din nou, să învățăm să facem și altceva. Nu știu, poate ne gândim la un moment dat, când, nu când ne-am plictisit, dar e bun și plictisit, să avem material didactic, băți, hartă și credă. Poate ar trebui alte materiale didactice. Poate ar trebui să vorbim noi mai puțin la oră și să vorbească copiii mai mult. Poate ar trebui să-i ascultăm pe copii, să găsim puterea. Eu vă spun pentru mine, eu de mult încerc să fac treaba asta, de vreo 32 de ani, nu cred că reușesc, iar la început nu știam nici cum. Acum mai ascultând, mai citind, mai așa, parcă încerc să îți dai seama. Că da, sunt metode teoretice, metoda cubului, îi dai să rezolvi și lucrurile astea, sau alte, și alte metode. Nu, efectiv, eu cred că trebuie făcut altceva. Adică, schimbat conceptul de învățare la noi. Îi dau să ia și citește din manual, ia și fă aia. Sunt lucruri de care ei se pricepe și trebuie să pornim de la realități. Noi ne închipuim sau vorbim, doamne, ce elevi aveam acum 50 de ani, sau acum 30 de ani, sau acum 10 ani. Da, erau, dar s-au schimbat generațiile. Iar dacă noi nu reușim să-l înțelegem, noi nu reușim, nu s-a de niciodată progres cu ei. Nu sunt toți copiii să le placă să ia creionul în mână și să lucreze probleme. Nu sunt toți copiii care să stea să citească acolo. Sunt care se plictisesc, care vor să vadă. Să-i ajutăm. Foarte mulți mă întreabă acum și vă spun ăștia mici, ăștia mici, a șasea, a șaptea, am luat la ei ca o provocare și au început chiar să-mi placă. Deci de unde spune, acolo e joacă, da, într-adevăr e joacă, dar e o joacă care te solicită foarte mult. Și mă opresc pentru că pe tema asta vă pot vorbi până de seara. Aș vrea să, pentru că alți invitați nu avem și știu că doamnele de la Biblioteca Centrală Universitară au să ne prezinte ceva, aș da cuvântul specialistului, persoanei care s-au ocupat efectiv de acest simpozion, pentru că ar fi mult spus că m-am ocupat eu. Cred că am dat și eu trei telefoane. Băi, cât suntem, câte lucrări sunt și ce vă mai trebuie. Așa că aș invita-o pe doamna Zuran să preia activitatea și vă rog din suflet să mă scuzați, mai revin, dar am o problemă cu acel curent și poate reușesc să mai chem primește să rezolvă. Da, vă rog, succes. Foarte bine ce faceți, pentru că nu sunteți obișnuiți, nu lucrați la CCD. Pentru că știu cât de important este timpul pentru fiecare dintre noi, că am să vă mulțumesc din suflet pentru că ați răspuns invitații noastre și sunteți alături de noi. Am să mulțumesc și eu doamnelor, stimatelor mele, doamne, Carmen Păsantes și doamne Pratina, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, secția pedagogică, Ghice Petrescu, și ne bucurăm că le avem alături de noi. Dar am să fiu și foarte practică.
Acum, pentru că sunt condițiile de aici, cu siguranță fiecare avem și altceva de făcut. Și cu siguranță vrem să învățăm și trebuie să punctăm câteva lucruri foarte importante, astfel că am pregătit câteva lucrări, au pregătit doamne, câteva lucrări și am să invit pe doamna Carmen Pestante să avem 6 lucrări de toate. Dacă putem să descurcăm așa să-l prezentăm cât mai succint, e foarte bine să reușim să-l facem toate. Doamna Carmen Pestante, cum am spus, de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, o rugăm pe dumneavoastră întregi cu prima. Ce fel la numărul de lucrări trebuie să intervenim? Avem 6 cu prezentare direct. Avem 6, s-a prezentat, doamna Fera, așa. S-au prezentat 30 și ceva de lucrări. Nu, s-au strâns între timp. Cum se întâmplă în ultima zi, sunt toate adunate, că sunt în jur de 50. Față de anul trecut de 126, îs mai puțin anul acesta, dar cu siguranță foarte bun. Bună dimineața, onorată audiență, suntem la rândul nostru onorate să ne aflăm alături de dumneavoastră. Eu mă aflu pentru a treia oară la această ediție, Florina cred că pentru prima oară și vreau să vă felicităm pe dumneavoastră organizatorii, domnilor directori, să mă fac și domnul Liviu Gându, doamna Zuran, CCD Vaslui, doamna Lupu, care este reprezentanta Asociației Bibliotecarilor din România, să vă mulțumim și să ne exprimăm întreaga noastră admirație pentru puterea de a duce mai departe un proiect inițiat cu ceva ani în urmă, dar care, iată, ține chiar în condiții ceva mai vitrege, pentru că, așa cum spunea domnul director, unde există inimă deschisă, căldură, emanăm suficient și atunci putem să ducem lucrurile mai departe și să le facem să meargă și bine. Pentru că domnia s-a vorbit despre educația non-formală, despre noile generații care vin cu o altă viziune despre tot ceea ce înseamnă modul de învățare și, bineînțeles, aceasta implică și o nouă viziune în ceea ce privește pe profesor în modul lor de predare. Vă propun diseminarea unui proiect. Nu știu dacă aici se vede. Aveți cumva un... Aveți să vedeți? Vedeți. Ați mai încerc altfel. Și atunci vă ajut și pe dumneavoastră, că nu se pare rețetă asta. E mai bine așa? E vorba de un proiect cultural. Este vorba de a introduce cultura în educație cu altă viziune. O altă abordare a educației formale, non-formale. Pentru că educația formală tinde, având în vedere noile generații și societatea în schimbare în care noi trăim și toate tehnologiile care au apărut, iată, educația formală tinde și ea să devine ceva... 30 de secunde să întrerup pe curent. Nu pentru foarte multe vreme, dar sunt trebuie. Vă povestim, și liber. E venit eonul și trebuie să fac treaba și stau un timp foarte scurt. Am înțeles. Dar am și o veste bună, o găsiți și eu. Oricum, prezentările le veți regăsi pe DVD-urile simpozionului și atunci o să încerc să vă alez doar câteva slide-uri ca să puteți să vedeți. Am plecat de la ideea de calitate, care nu înseamnă neapărat obiective formalizate în programe, proiecte și așa mai departe, ci din contra, o trăsătură care înseamnă a fi calibrat nevoilor și intereselor școlii, în primul rând al intereselor elevilor. Și, desigur, implicit ale cadrelor didactice și ale părinților, pentru că actul educațional este, de fapt, o triadă și este un parteneriat. Iar eu vorbesc astăzi despre lecția parteneriatului creativ, exact această triadă. Și nu numai, este vorba de parteneriatul creativ în școală, prin intermediul operatorilor culturali, adică colaborarea dintre artiști și cadrele didactice.